Salutare! Am revenit, așa cum v-am promis. Mă bucur să văd că sunteți aici cu ochișorii pe noi și că ați fost atente, că v-am spus data trecută că miercuri veți cunoaște încă o minunată care a spus da oportunității noastre, pentru că și-a dat seama că poate mai mult, că vrea mai mult și astăzi îi mulțumim că a fost deschisă să împărtășească cu noi o părticică din povestea ei. Și abia aștept să o cunoașteți. Bun venit, Irina! Mulțumim că ai acceptat invitația. Dă nevoie să te cunoaștem puțin, să vedem cine ești. Bună! Mă bucur că m-ai invitat și că îmi dai voie să împărtășesc un pic din povestea mea. Eu sunt Irina, am 31 de ani, sunt mămică, mămică de 2 ori, mămica doi năzdrăvănei, pe care îi iubesc tare, tare mult, Luca are 4 ani și 3 luni. Iar Teo, cel micuț, care acum doarme 2 ani și 7 luni, locuiesc în Franța de 8 ani de zile, în zona Parisului, și sunt full-time network marketerița, full-time în afacerea mea forever. Super, super tare. Irina, spune-ne ce te-a atras la această oportunitate și cum te-a venit la tine gândul de a lucra de acasă? De ce lucrezi de acasă? De ce ai ales să lucrezi de acasă? Oportunitatea nu m-a atras în sine niciodată, nu m-am gândit că o să fac asta, nu era în planurile mele, însă eram de aproape 2 ani jumate acasă, în momentul în care această oportunitate a venit către mine, mă plafonasem foarte, foarte tare și pe lângă asta îmi doream tare mult să găsesc o alternativă de a putea lucra de lângă copiii mei, să mă mai bucur de încă o perioadă, să mă mai bucur încă o perioadă de bebelușia lor, să pot să fiu lângă ei atunci când au nevoie de mine și în acest fel să pot să contribui și la situația financiară a familiei, pentru că fiind într-o țară străină cu un singur salariu, lucrurile nu erau așa mega roz. Și am primit un mesaj în care mi se prezenta această oportunitate. Inițial am vrut să ignor mesajul, dar a fost ceva mai puternic decât mine. Am spus că vreau să văd despre ce e vorba. Eu sunt și genul ăla de om care nu refuză un lucru înainte să vadă despre ce e vorba. Adică sunt genul ăla căruia îi e ciudă, nu vreau să-mi fie ciudă că nu mi-am dat voie să încerc măcar înainte să spun nu. Și atunci așa am întâlnit oportunitatea și am spus da. În primă fază am spus da produselor, pentru că fiind mămică îmi doream să folosesc produse cât mai de calitate pentru mine, pentru familia mea. Abia mai apoi, după ce produsele m-au convins, am spus da și oportunității, pentru că în mintea mea se derulau tot felul de scenarii din astea despre ceea ce înseamnă network marketing. De fapt, nici nu știam că se numește network marketing, asociam doar cu a fi un simplu reprezentant al unor produse și nu mă vedea, nu niciodată nu m-am văzut fiind în postura aceea, pentru că în mintea mea era că trebuie să-mi agasez prietenii, că locuiesc într-o țară străină și după ce cam puțin prieteni să-i agasez și pe ăia, cui o să vând eu produsele, cum o să mă dezvolt, copiii o să mă lasă să activez sau nu, fiind amândoi micuți pe vremea respectivă. Și până la urmă mi-am dat voie și am văzut că nu era despre a fi reprezentant, era despre a dezvolta o afacere în mediul online și că era cu mult mai interesantă decât mă gândeam eu că o să fie. Foarte interesantă povestea ta. Foarte interesant faptul că ai spus că nu te-ai gândit niciodată să faci asta. Foarte multe femei, foarte multe prietene, cunoștințe de ale noastre au fost la un moment dat înscrise sau sunt în diverse companii. Știu
Știm toate, zic eu, că de multe ori rezultatele nu sunt acelea pe care noi ni le-am dori. Și eu personal cunosc oameni care colaborează sau sunt reprezentanți, așa cum ai spus tu, în anumite companii de ani de zile, peste 10-15 ani. Și veniturile lor din colaborarea respectivă sunt de câteva sute de lei. Privind lucrurile așa, clar, nu îți vine să dai prea mult din timpul tău și să depui efort să iei din timpul copiilor ca să dezvolți o astfel de afacere. Cum au stat lucrurile aici? Ce ai văzut, de fapt, atunci când ți-ai spus că hai să vedem cum o să fie, hai să-mi dau și eu șansa să fac asta? Ce ți-a stârnit curiozitatea? Ce-a făcut diferența, de fapt? Cum de ți-ai dat seama că e altceva? Mi-am dat seama, știu că era, mi-aduc aminte că era o seară de luni seară în care aveam un training, așa cum avem noi în fiecare luni, și m-am conectat și am văzut că se oferă informații foarte valoroase, informații pe care, adică în mintea mea mă gândeam, ok, devin reprezentant al produselor, le promovez așa cum știu, văd eu, mă descurc eu, găsesc eu acolo să fac o postare, două, și de fapt mi-am dat seama, intrând la trainingul acela, mi-am dat seama că de fapt nu sunt singură aici, că sunt oameni care îmi oferă îndrumare, care îmi oferă suport, care mă învață să dezvolt activitatea aceasta profesionist, nu mă lasă să dau cu capul de sus, să văd pragul de jos. Bine, am mai dat eu, așa că așa avem noi tendința să mai dăm, dar asta mi-a atras atenția, că lucrurile se fac într-un mod profesionist, într-un mod serios, că nu e o joacă. Eu cumva o luam ca pe o joacă pe care fiecare o face așa cum vrea. Pe lângă asta mi-a atras atenția mediul pozitiv, mămicile care erau practic în aceeași situație ca mine și cumva prin comunitatea asta au găsit un suport ca să-și dorească să facă mai mult, chiar dacă erau blocate acasă cu copiii și să evolueze, să nu rămână în același stadiu. Și pe mine asta m-a atras foarte tare. M-a atras faptul că aveam posibilitatea să mă dezvolt în același timp în care îmi creșteam copiii. Spuneai de venituri. Am înțeles, practic, zic eu destul de repede, fiind și absolventa Facultății de Economie și Administrare Afacerilor, în momentul în care am înțeles cum funcționează lucrurile, mi-am dat seama că e o afacere și că orice știam deja de la facultate, că orice afacere are nevoie de timp și de implicare ca să vină profitul, să înceapă să încep să simt că se merită. Nu înseamnă că nu am avut momente în care am simțit că pedalez în gol. Nu înseamnă că nu am avut momente în care îmi puneam semne de întrebare și mă gândeam, oare chiar e pentru mine, oare chiar merită, oare chiar o să ajung să câștig suficient din asta încât să-mi permit să rămân acasă în continuare lângă copiii mei. Erau tot felul de astfel de întrebări. La mine procesul ăsta de libertate financiară a durat aproximativ un an și jumătate. După aproximativ un an și jumătate mi-am câștigat libertatea financiară și înțeleg acele persoane care își pun o grămadă de întrebări, pentru că și eu mi le-am pus și cred că toate ni le punem. E imposibil să nu ți le pui, mai ales fiind un domeniu nou despre care habar nu ai și care nu știi dacă va funcționa, pentru că nu știi, e imprevizibil, dar știi un singur lucru, că totul depinde de tine și dacă tu faci tot ce trebuie ca să funcționeze și îi dai timp, cu siguranță rezultatele încep să apară. Și au apărut și la mine, chiar dacă am avut momente, cum am spus, când mi-am pus semnul întrebării. M-a ajutat mult de tot suportul primit în comunitate, m-a ajutat să văd poveștile altor mămici, să văd experiențele lor, să văd cum ele au evoluat parcursul lor. M-a ajutat să simt că, păi, nu sunt singură, adică și la alte persoane a durat atât, nu neapărat și la mine. Asta m-a făcut să rămân în continuare în joc, pentru că știam că va veni și ziua când va funcționa și pentru mine și că voi simți că
că merită, și a venit și sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru asta. Și eu te felicit că ai avut răbdare și poate și asta a cântărit faptul că încă de la început te-ai uitat un pic pe planul de marketing și ai văzut care e potențialul afacerii și ai Da, înțeles că ți-am poți și să zis că faci. l-am studiat. Este o provocare să fii plecată din țară și să te străduiești să-ți construiești o afacere acolo. Dar noi știm că, de fapt, afacerea asta se poate construi oriunde. Ai simțit că e un beneficiu ăsta, faptul că nu ești legată neapărat de localitatea ta, de satul tău, de Clar, da. vârful tău? Clar, da. În momentul în care am aflat lucrul ăsta, a fost ca o ușurare, zic, Doamne, aleluia, că inițial începusem așa să mă dezamăgesc un pic și apoi când am aflat că nu trebuie să mă limitez la oamenii pe care îi cunosc, pentru că puteam să-i număr așa pe degetele, că nu trebuie să mă limitez la locul unde sunt, pentru că fiind într-o țară străină, nu, și acasă, blocată cu copiii, nu aveam contact cu foarte multe persoane. E Luca pe fundal. Nu aveam contact cu foarte Nu-i multe problema. persoane. Teo era încă în erupție dentară, mic, abia scăpasem de colici și toată acea perioadă nebună. Și în momentul în care am aflat că nu trebuie să mă îngrijorez pentru asta și că pot să mă extind oriunde în lumea asta, oriunde cunosc pe cineva și că oricine poate deveni fie partener, fie client, printr-un simplu click am zis, wow, asta chiar e super tare, asta e de mine, că pot să stau pe canapea în timp ce mi-alăptesc copiii sau în timp ce dorm și să dezvolt această activitate fără să stau să mă plimb pe stradă cu cataloge de produse sau cu produse după mine și cu copiii de mână. Ar fi fost o nebunie totală și clar. Mi-ai aruncat mingea la fileu pentru că voiam să te întreb dacă a fost provocator, cu siguranță a fost provocator să lucrezi de lângă copii, că uite, ei sunt ale lor, dar simți că a fost un avantaj că poți să lucrezi de lângă ei. Mi-ai cam zis că da, că te-a ajutat faptul că ai putut să lucrezi. Da, clar, m-a ajutat mult, pe lângă faptul că mi-am îndeplinit țelul de a contribui la situația financiară a familiei și iată că acum avem casa în construcție și am trimis, adică urmează să trimit un transport de materiale complet din banii câștigați. De fapt, nu câștigați, economisiți din Forever, că au fost mult mai mult de atât. Și m-a ajutat pe mine, în primul rând, pe mine ca persoană, pe mine, mămica care uitase cumva să viseze, care își pierduse încredere în ea, care credea că o să mai stea încă mulți ani la cratiță și care nu o să facă nimic, mămica care nu prea socializa, care devenise introvertită, mă uitam, când mă întâlneam cu oamenii și vorbeam, de multe ori realizam că pierdeam contactul vizual, nu mă uitam în ochii oamenilor, cumva eram mândră de fapt de copiii mei, de faptul că reușesc să fiu lângă ei, dar cumva eram și rușinată așa de faptul că, băi, eu sunt acasă și uite, eu nu am carieră, cum au alte mămici, eu nu am X sau Y situație, iar oportunitatea aceasta m-a scos din starea aia și mi-a dat voie să mă dezvolt, m-a ajutat să mă dezvolt, să devin o persoană cu încredere în mine, să fiu mândră de mine, să știu că le dau un exemplu extraordinar copiilor mei și chiar îmi spun și acum Luca a început școala și a fost pus într-o situație așa mai dificilă și el a fost primul care a înțeles situația și mi-a spus, mami, eu sunt curajos pentru că tu mi-ai spus că trebuie să fii curajos și tu ești curajoasă. Și în momentul ăla mi-am dat seama că, de fapt, ei urmează pașii noștri, ei văd în noi niște idealuri și că chiar dacă nu am rămas acasă, pot să le fiu un exemplu de mamă, de femeie de succes. Chiar dacă am rămas acasă, pot să le fiu un exemplu de femeie de succes. Și oportunitatea Forever asta mi-a adus mie, posibilitatea de a fi și lângă ei, de a-mi satisface dorința aceea de a le ghida pașii în primii ani din viață, dar și de a deveni o persoană de succes și de a fi mândră cu mine, cu ceea ce sunt în ziua de astăzi. Da, uite, ne scrie cineva aici că a simțit același lucru.
Chiar vă încurajez să scrieți. Se pare că văd comentariile voastre. Dacă aveți ceva întrebări pentru Nu, Irina, și le transmit. Și oricum rămân acolo în comentarii și le poți răspunde și apoi răspund, dar acelei. răspund apoi, sigur, cu mare drag. Venim în businessul ăsta și, de fapt, venim în viața de adult cu un bagaj emoțional destul de stufos de multe ori, destul de încărcat. N-aș fi vrut neapărat să ating subiectul ăsta, dar știu că tu ai avut un parcurs foarte frumos și cred că e de ajutor să ne povestești un pic ce a însemnat pentru tine toată călătoria asta de până acum. Ești abia la început, trebuie să fim conștiente de asta, însă știu că a fost un proces cu foarte multe conștientizări pentru tine și aș vrea să spui pentru fetele care încă nu au luat decizia de a se alătura, care se uită acum la noi, ce a însemnat pentru tine călătoria asta către o versiune mai bună a ta? De unde ai plecat și unde ai ajuns până acum? Păi, eu, așa cum am spus mai devreme, am plecat de la omul care evita contactul vizual, am plecat de la persoana aceea cu frici care, eu am terminat facultatea de economie și administrare afacerilor și de fiecare dată când mergeam la un interviu, mă blocam și nu aveam încredere în mine și nu. Pur și simplu nu reușeam, în interiorul meu îmi venea să strig, sunt capabilă pentru postul ăsta și celălalt și altul, sunt capabilă să învăț orice, doar dați-mi șansa, dar în momentul în care deschideam gura și începeam să răspund la întrebările care mi erau puse, pur și simplu mă blocam și o luam pe câmpi. Sunteți voi, eu nu știam asta, m-am zvârlit toată Da. și m-am sabotat foarte mult la Da, interviu. pentru că nu aveam încredere, pentru că mi se pusese atât de tare în cap chestia, nu ai experiență, nu știi să faci nimic, încât chiar credeam că nu știu să fac nimic. Nu mai vedeam faptul că, păi, unde să capăt experiența dacă n-am avut ocazia. Pe lângă asta, faptul că am venit aici și că am lucrat în domeniul meu, că am făcut curățenie și s-a acumulat foarte multă frustrare. Îmi vedeam foști colegi, foste colegi care aveau diverse joburi importante și în sufletul meu era, în mintea mea era, uite, vezi, tu degeaba ai terminat printre primii că, uite, ai ajuns să faci menaj, ai ajuns să stai cu copiii altora, ai ajuns să faci X sau X, Y lucru. Era o muncă cinstită, o muncă care pe mine m-a ajutat să, pe mine și pe soțul meu ne-a ajutat să evoluăm, să adunăm niște bănuți în scopul îndeplinirii viselor noastre, dar care m-a făcut să toate lucrurile astea m-au făcut să am din ce în ce mai puțin încredere în mine, să am stima de sine scăzută. Faptul că apoi au venit copiii și că a trebuit să rămân acasă cu ei, iar altă lovitură sub fileu, a fost. Toate aceste lucruri la un loc au contribuit la mine, o persoană care nu mai avea practic aproape deloc încredere în ea și a durat foarte mult să încep din nou să-mi dau voie și încă sunt în proces, încă sunt în proces, încă îmi dau voie să evoluez, încă îmi dau voie să am încredere în mine și nu-mi dădeam voie să greșesc și mi se părea că toate lucrurile pe care le fac trebuie să fie perfecte ca nu-mi dădeam voie ca nu cumva să mai dau încă o lovitură prin ceea ce fac și cumva să fie greșit. Forever, dezvoltarea personală de aici m-au ajutat să-mi dau seama că sunt om, că am voie să greșesc atâta timp cât învăț din greșeli, că și în viața, până și în viața de mică m-a ajutat extrem de mult pentru că de la atâta frustrare ajunsesem să țip foarte des la copiii mei, să-mi revărs nervii pe ei. Deși săracii nu aveau nicio vină și de fiecare dată când făceam asta mă ascundeam în baie și începeam să plâng, la fel cum vine să fac și acum. Tot din aceleași motive, pentru că mi se părea mie că orice fac nu e ok, că nu fac bine. Călătoria aceasta în care am intrat datorită oportunității Forever,
M-a schimbat mult, m-a schimbat mult, chiar îi ziceam soțului că, uite, sunt mult mai calmă, văd lucrurile altfel, am învățat să vorbesc pozitiv cu mine, despre mine, am exersat foarte mult la partea asta pentru că mă pricepeam de minune să spun lucruri negative, mă pricepeam de minune să mă cerc. Chiar și cu copiii, încerc pe cât posibil să evit, nu ai voie, încerc să le transmit valori din astea importante care să-i ajute în viață, le spun tot timpul că uite, sunteți minunați, voi puteți orice, chiar dacă nu ați câștigat acum, puteți câștiga data viitoare, mai ales când fac diverse jocuri pe afară cu alți copii, lucruri care mie nu mi s-au spus. Cum ne ziceai și tu odată, Vale, era genul la școală, cât ai luat? Păi de ce ai luat 9 și X a luat 10? Adică toate lucrurile astea care pe mine m-au afectat cândva, acum le-am realizat, filmul ăla pe care l-am derulat și am spus stop, gata, de aici încolo se termină și încep să-mi scriu viața așa cum vreau eu să fie și mai ales pentru copii încep să le scriu așa cum vreau eu să fie, să nu se repete aceeași poveste. Acum am de furcă și cu soțul meu că trebuie să-l mai bag și pe el un pic în dezvoltare personală, chiar așa seară l-am luat la o serie de antrenament ca să-i scot și lui filmele astea, că încă le mai repetă în anumite momente. Asta mi s-a întâmplat tuturor, nu doar nouă femeilor, care mi s-a spus că am avut aseară o întâlnire în echipă și vorbeam despre asta, că am crescut cu ești plângăcioasă, fetele sunt smiorcăite, nu ești bună de nimic, nu o să faci nimic, nu ești în stare, lasă că fac eu, că tu ești mică și nu știi. Băieții au crescut din contră cu de ce plângi, mă, ce ești muiere, ia uite-l și pe ăsta. Toate lucrurile astea au lăsat niște lacune în tot ceea ce înseamnă inteligență emoțională în psihicul unui om și în sufletele noastre. Pentru că suntem o generație de adulți în mare parte frustrați și cu foarte multe răni emoționale. Trebuie să ne peticim acum, ca să putem să funcționăm cât de cât ok. Chiar și, așa cum spuneai și tu, și eu simt că forever pentru mine înseamnă mai mult decât să promovezi niște produse sau afaceri. Mult mai mult. Înseamnă șansa mea să stau într-un mediu de creștere înconjurată de oameni care își doresc să schimbe ceva, să nu dea mai departe aceleași răni, aceleași traume, aceleași expresii. De foarte multe ori mi-am auzit părinții vorbind prin mine, folosind cu copiii mei aceleași expresii pe care le-am auzit în copilărie. Și mă bucur că am avut acces la o astfel de comunitate în care nu e ok, mai ales că pot să schimb și că se poate mai bine. S-a transformat discuția noastră. Da, Pentru exact. că ai deschis Da, fața noastră e și bine. sfârșit asta cu noi. Nu te mai rețin, vreau să te întreb să ne dai un sfat, așa să zicem evergreen, care să rămână așa peste veacuri, era să zic, să rămână peste ani așa ca o lecție de căpătâi. Care a fost cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o tu aici, dacă tot am intrat în zona asta de dezvoltare personală, pe care ai vrea să o cunoască și celelalte femei ambițioase sau ambițioase to be, care se uită acum la noi. Ce simți că e important de știut? Că omul care ești într-o anumită etapă a vieții tale nu te definește pe tine complet. Că atunci când simți că ceva nu e în regulă, că ai vrea să schimbi ceva ce nu e ok în viața ta, e bine să cauți și e bine să accepti oportunități care ți se oferă, pentru că eu cred că nu vin întâmplător. La mine chiar nu a venit întâmplător. Eu mă rugam și îmi doream să fac ceva de lângă copii, dar nu m-am gândit că acel ceva va veni și să-mi schimbe viața. Și asta vreau să transmit tuturor celor care ne urmăresc. În momentul în care cineva
vă oferă o oportunitate, spuneți da, vedeți, vedeți ce vă poate aduce, cu ce vă poate ajuta. Pentru că e clar că vine ca să vă aduc o schimbare pe care ați cerut-o, și am mai învățat o lecție foarte importantă aici, să iubesc mai mult oamenii, să mă iubesc mai mult pe mine, în primul rând, și să iubesc mai mult oamenii, să fiu empatică, să-mi doresc să ajut mai mult. Cumva aveam chestia asta, dar acum mi s-a activat și mai tare. Adică știu că sunt multe persoane care poate nu au nevoie de oportunitatea asta sau de altceva în viața lor, pentru că spun că le e bine așa cum sunt. Dar poate pot să ajute pe alți oameni dacă lor le e bine așa cum sunt. Și eu lecția asta am învățat-o. În momentul în care ajungi ca tu să fii bine așa cum ești, poate poți să ajuți pe alte persoane care ar avea nevoie să fie ajutate. Așa este, este o lecție puternică, pentru că, din păcate, nu toți am fost înzestrați la fel. Unii chiar nu au fost acolo când s-au împărțit abilitățile, să zic așa. Și chiar au nevoie. Și e păcat ca alții să-i poată ajuta și să nu o facă doar pentru că au în minte niște scenarii care nu au nicio legătură cu realitatea. Ascultam mai devreme un interviu de-a lui Brené Brown. Este o autoare care este o cercetătoare care mie îmi place foarte tare. Și vorbea despre acest studiu despre fericire. Este un studiu întins pe vreo, cred că, 80 de ani. Cercetătorii au vrut să vadă ce aduce fericire în viața oamenilor și s-a ajuns la concluzia, după atâția zeci de ani de studiu, că relațiile dintre oameni, apartenența la comunități, să fii parte, să ajungi comunitățile, să te dăruiești oamenilor din jurul tău, asta ne face fericiți, de calitatea relațiilor noastre, de calitatea relațiilor noastre depinde fericirea noastră. Am crescut cu unii cu străinii, așa că e normal, Irina, să-ți fie greu să-i și iubești, că n-aveai cum să vorbești cu ei. Și cumva asta este, din punctul meu de vedere, o dovadă a faptului că suntem curajoase, că ne asumăm cumva riscul, vulnerabilitate, dacă vrei, riscul de a fi respinse, riscul de a nu fi băgate în seamă, dar asta nu ne oprește, pentru că știm ce avem de oferit, știm ce putem, cum putem să le ajutăm pe alte femei din jurul nostru și e clar că în momentul în care am înțeles că avem puterea asta în mâna noastră, nu o vom mai lăsa să plece și suntem de neoprit. Mai menționez încă o lecție importantă pe care am învățat-o, faptul că am început să permit să mi se ofere ajutor. De atâtea ori a trebuit să mă descurc în multe situații singură, încât pur și simplu nu mai aveam încredere în oameni și nu permiteam să mi se ofere ajutor, niciodată. Aici am învățat din nou lucrul acesta, am învățat să merg către oameni, să-mi dau seama că sunt lucruri pe care nu le pot face singură și că e ok să primești ajutor, că a primi ajutor nu înseamnă a primi mila cuiva, că eu cumva cu asta asociam. Lecția asta a fost una cu adevărat importantă pentru mine, să-mi dau voie să cer ajutorul și să-l și primesc, pentru că nu o făceam. Puneam o barieră între mine și oamenii întotdeauna și tu știi. Cumva simțeam că dacă îi las să se apropie de mine sau dacă eu mă apropii de ei, unul dintre noi o să sufere sau ceva o să se întâmple și nu o să fie ok. Și puneam tot timpul bariera asta. Asta e o altă lecție pe care am primit-o. Foarte bine. Foarte bună precizarea. Cred că mulți dintre noi avem, multe dintre noi, că uite, suntem doar femei aici, avem lacune la capitolul ăsta.
Poate pentru că la un moment dat am fost excesiv încurajate să ne descurcăm singure și Siguranță. am fost rănite în diverse situații, ne-am dat seama că nu ne putem baza decât pe noi. E și pentru mine important de știut că avem o comunitate întreagă care e aici deschisă să ajute și simt că e mai mult decât o colaborare de business. E încrederea aia că dacă suni la 2 dimineața pe cineva că ai nevoie de ceva, chiar și de bani, Da. sigur vei primi răspunsuri pozitive. De multe ori am făcut o glumă, de multe ori la asta rezumă oamenii prietenia. Băi, ai prieteni dacă suni la 2 noaptea și le cer bani și îți zic Da, cam așa. aici, pentru că am învățat să facem bani cu ajutorul acestei oportunități și nu mai avem nevoie să cerem. Dar chiar e senzația aia că dacă suni pe cineva, nu știu, că ai nevoie de orice, de chiar și de o vorbă bună, sigur, omul ăla o să zică vorbă. Da. Dacă m-ai sunat acum, e clar că ai cu adevărat o problemă și sunt aici să te ajut. Și mă bucur că putem împreună să construim o astfel de comunitate. Îți mulțumim o dată pentru că ai acceptat să vii astăzi, să împărtășești cu noi. Să știți că n-am avut un plan, nu am gândit despre ce o să vorbim astăzi. Mă bucur că ați cunoscut Ne-am pe descurcat. așa de desubturi. Da, ne-am descurcat, zic eu. Dacă vreți detalii despre cum puteți să intrați în procesul ăsta de creștere și cum puteți să aparțineți unei comunități faine care să vă susțină, să vă ajute, să vă încurajeze, să vă ghideze, să se inspire de la voi, dacă vreți, lăsați un comentariu sau lăsați un mesaj, o să ne asigurăm că vă punem în legătură cu persoana care v-a invitat în comunitate și cu siguranță avem o grămadă de lucruri faine de făcut împreună. Mulțumim încă o dată, Irina. Vă mulțumim și Drag, vouă pentru mare drag. alături de noi. Vă îmbrățișăm cu drag pe toate.